să ne bizuim pe Biserica Ortodoxă Română. Să fim serioși. Nu poate o biserică să-ți schimbe politic vorbind o țară. O țară, corect. Ce înseamnă să ai identitate politică? Nu mă refer la un partid, la o asociație, la un om. Când un om are o identitate politică și corelativ, cum v-ați construit dumneavoastră identitatea politică? Identitate politică, după părerea mea, nu înseamnă permanența în aceeași idee. Asta ar însemna că ești un încăpățânat și că nu vrei să admiți la un moment dat că te-ai înșelat și că lucrurile au evoluat și că trebuie și tu să evoluezi împreună cu situația internațională sau momentană sau așa mai departe. Asta, după părerea mea, cei care se încăpățânează în mod împotriva vântului, ca să spun așa, care suflă, nu înseamnă să ai o identitate politică. Dar dovadă că printre marii noștri oameni politici din trecut au știut să evolueze cu vremea. Liberalii noștri nu au fost chiar așa de liberali, au făcut și o politică protecționistă și tot ce au credut că este mai profitabil pentru țară, oameni ca cele două generații de brătieni au fost totuși destul de evolutivi în mai cu seamă primul Brăteanu, care a început să fie foarte stângist, aproape republican în alta și care în urmă a devenit totuși un naționalist destul de dârz și de... Nu, pentru mine identitate politică înseamnă să fii onest cu tine însuși și să știi să evoluezi într-o limită cinstită. Și dumneavoastră cum v-ați